Politicienii din Iași sunt tot mai prezenți pe rețelele de socializare. Chiar dacă unii se află la început de drum, o parte dintre ei se bucură de milioane de vizualizări la clipurile postate pe conturile oficiale. Indiferent că vorbim despre PSD, PNL sau USR, politicienii speră să atragă noi simpatizanți printr-un conținut de calitate. Salut! Numele meu este Daniel Jurabe. În cazul în care locuiești în Iași, să știi că sunt viceprimarul tău. Ce înseamnă asta? Dacă ai probleme, sugestii, curiozități, lasă-mi un mesaj scris sau un comentariu și împreună vom încerca să le găsim o cale de rezolvare. Platformele de socializare sunt un mijloc prin care politicienii din Iași vor să atragă atenția publicului. Aici ei au o deschidere mai mare, care duce implicit la o creștere a audienței. De exemplu, viceprimarul municipiului Iași, Daniel Juravle, își dorește ca, prin intermediul aplicației TikTok, să ajungă la cetățeni și să afle care sunt problemele comunității și ce soluții se pot găsi. La polul opus sunt politicienii care aleg să facă opoziție pe rețelele de socializare. Senatorul USR Marius Bode este cel mai creativ în privința materialelor pe care le promovează în mediul online. De gunoi inteligente. Primarul Iașiului ne-a dat pe spate. Ne-a cumpărat coșuri de gunoi inteligente, că noi eram proști până atunci, 7.000 de euro bucata. Principala funcțiune a acestui coș de gunoi nu este că ar depozita temporar resturile pe care le aruncă oamenii, ci te ține de vorbă în momentul când vrei să arunci resturi în el. Mâine, primarul PNL Mihai Chirica și USR-ul votează în Consiliul Local să crească prețul la tarabe și prețul la parcare. În loc să investească în amenajarea pieților, vă cer mai mulți bani. Nu suntem de acord. Noi de la PSD nu suntem nici noi de acord. Unii aleg să povestească momente din viața unui politician. Dragi ieșeni, suntem la partierul viitorului aeroport internațional Iași. Practic, cum spune domnul director Vatră, va fi un aeroport nou, cel mai mare pe care îl are România, construit după aeroportul Otopeni, evident, oricum cel mai mare după 1990. 32.000 de metri pătrați. Salut, sunt în Dacia pe strada Strămoșilor. Aici a fost aprobat un PUS pentru un bloc P+4 între blocuri. Vecinii sunt nemulțumiți. Iar alții se bucură de milioane de vizualizări și mii de reacții la fiecare clip. Dacă să te baciși, asta nu mai trebuie acum. Asta au votat acum guvernanții noștri de la PSD, PNL, UDMR. Așa le convin că sunt împreună. Au supraimpozitat taxele partai. Au băgat taxe pe soare. Ce mai urmează? Să punem taxe pe colindători? Scriți în comentarii să vedem ce este de taxe pe care o să mai aibă. Cine e? Cum îi spune firmei? Nu știți. Așa se toarnă asfaltul la Consiliul Județean Iași pe drumul județene. Este bătaie de joc, se toarnă pe ploaie, pe noroi, nu contează. Chiar dacă la noapte sunt 0 grade, anunțate 0 grade, dai se lucrează. Se lucrează în continuare, probabil se ia tainul. Conform studiilor făcute la nivel național, partidul USR investește cei mai mulți bani în social media și în campaniile de promovare.